Știi, cu chestia aia cu ochelari, spuneai că sunt las cu conștiința. Nu e problemă. De fiecare dată. Perfect. Las că mai facem încă o dată acum. Asta o să fie, cum să spun, o să facem două metode. Două metode de inducție, două metode de transă, două metode de hipnoză. Și atunci nu o să aprofundez prea mult în detalii, pentru că na, vreau să le arăt sau să demonstrez oamenilor un fapt. Hipnoza, fraților, se poate face și fără transă. Pentru oricine, da. Corect. Știi că spuneai tu că vrei să... Să fii ca Andrei ăla de la televizor, știi, care... Nu, știi cum e? Ai super tare. Deci e... piece of cake. Trebuie să fie omul lângă tine neapărat? Da, da, da. Deci aia trebuie să fie, aia inducție instantană, aia se face în 10 secunde maxim, ca să zic, și de asta trebuie să fie lângă tine. Așa, da. Prin... Online. O să încerc, o dată, cu toate, nu știu dacă va reuși. Na. Deci normal, după cum e tehnica, nu poate fi făcută prin, cum suntem noi, prin Skype. Dar, de exemplu, aș putea să încerc, dar o să avem nevoie de cineva, o să avem nevoie și de Ciprian să fie acolo lângă tine. Că, practic, el să facă ceea ce spun eu, o chestie de genul ăsta. Dar nu știu, deci nu garantez că o să iese. Nu mă lăsa prin mâna lui Irimia! Nu mă lăsa să răspund pentru toată, glumesc! Dar nu, cu Irimia nu, eu n-am, cu soțul meu, deci am cea mai mare încredere ca bărbat, ca cap de familie, ca ce vrei tu. Dar în cazul de astea nu m-aș lăsa, nici ca injecții nu m-aș lăsa pe mâna lui, niciodată, nu. Bun. Așa, ce să mai... Ok, ne apucăm, da? Perfect. Ce ai făcut? Aoleu, iar cu ochelare. Ca da. Să leagă și oamenii mai bine cam cum funcționează tehnica, ca să zic. Deci chiar nu pun asta. Nu, bun. Deci, în primul și în primul rând. Îmi dai voie să te hipnotizezi? Absolut! 1001% sau cum să zic așa. Ia te rog frumos ochelarii tăi și gândește-te că aceea este mintea conștientă pe care o iei și o pui lângă tine și o lași pe tot timpul acestei experiențe frumoase. Ok? Da. Perfect. Cum trage aer în piept, ține-l o secundă și în momentul când îl expiri, dai drum afară la toate grijile care sunt în tine, absolut toate lucrurile negative. Tot ceea ce nu-ți place, ceea ce nu îți aparține, le lași să ies. Excelent. Perfect, Mora. Acum, gândește-te că ești în spațiu. Și arată-mi, te rog frumos, cu mâna ta, unde vezi că ar fi situat trecutul tău. Perfect. Acum arată-mi cu mâna ta unde este situat viitorul tău. Super! Ceea ce vreau să faci acum este să unești trecutul cu viitorul prin prezentul în care ești tu acum. Unește printr-o sfoară, printr-un cordon, prin ceea ce vrei tu. Da. Perfect! Spune-mi, te rog frumos, ce culoare are această sfoară? Sau cordon, sau ce-ai folosit? Mov. Mov. Cât este de groasă, cât este de lată? Cinci centimetri. Perfect. Acum, Ana, vreau să te ridici deasupra acestei sfori, sau cordon, cum vrei să-i spui tu. Ești deasupra, ok, ești deasupra sforii și o privești de la înălțime. Da. Perfect. Iar acum te rog frumos să pui niște borne pe această sfoară,
care reprezintă zilele, orele, anii. Cum vrei tu să fie? Ani. Perfect. Acum, meșterul frumos, în trecutul tău, urmând acele borne până la vârsta mai mică de 6 ani, iar când ajungi acolo, ceva sau cineva îți va atrage atenția. Da. Perfect. În ce moment ai ajuns? 5 ani. Este zi, este întuneric, noapte. Este lumină. Este lumină sau zi? Zi, lumină. Zi, lumină. Perfect. Unde ești la vârsta de 5 ani? Unde te afli acum? Într-o grădină. La țară. Super. Cum este această grădină? Ce plante vezi în partea dreaptă? Fasole. Super. Iar în partea stângă ce vezi? Pătrunjel. Marar. Excelent, Mona. Atinge-te, rog frumos, acel pătrunjel și acel mărar. Da. Rupe puțin din el și miroase. Simți, Da. simți mirosul de prospețime, mirosul de pătrunjel, mirosul de mărar. Cum ești îmbrăcată? Ce ai pe tine? Norocie vișinie. Perfect. Cum te simți acolo, în acel moment? Liniștită. Perfect. Numește-l frumos acum, până întâlnești pe cineva drag, pe bunicii tăi. Mergi și caută. Da. Pe cine ai găsit? Pe bunica sau pe bunicul? Tonica. Bunica. Întreabă pe bunica cum se simte, ce face și cât de mult te iubește. Enorm. Perfect. Simte acea iubire, Mona. Simte-o pentru că este doar iubirea ta. Simți cum ești învăluită de acea iubire. Simți cum îți pătrunde în toate celulele corpului tău, te simți protejată. De ce? Pentru că bunica ta te iubește enorm de mult. Iar tu simți acea iubire în tot corpul tău. Simți cum te învăluie, cum te pătrunde în fiecare celulă din corpul tău. Acum, ia bunica ta în brațe și spune-i cât de mult o iubești și tu. Super. Acum, Mona, ceea ce vreau să știi tu este că în mâna ta dreaptă ai o sticluță magică, iar în acea sticluță magică adun toată acea iubire și o ții cu tine. Toată iubirea aia care te învăluie este a ta și este acum în sticluța ta magică din mâna ta dreaptă. Și de fiecare dată când ridici mâna dreaptă și ți-o pui pe piept, ridică mâna și pune pe piept, simți această iubire cum este în tine, cum te învăluie și cum te protejează. O să lași mâna jos. Simte în continuare această iubire pentru că este iubirea ta. Este protecția ta. Face parte din tine și va face parte din tine tot timpul. Excelent, Mona. Acum, ia-ți rămas bun de la bunica ta. Da.
Ridică-te deasupra acelei linii și revino în prezent. Acum Da. ai revenit în prezent cu toată acea iubire. Este în sticluța ta, tot timpul va fi cu tine. Iar acum, Mona, vreau să te duci direct într-un ocean, să te scalzi și să înoți pe sub ocean alături de un delfin. Când ajungi în acel moment să-mi spui de el. Da. Perfect. Cum este apa? Roz. Super. Înoată și mergi unde vrei tu, și în adâncime, și în lateral, și în față, și unde vrei, ești liber. Nimic nu te constrânge și aduți aminte în același timp că ai cu tine toată acea iubire. Înnoț alături de delfin. Super. Ce culoare are delfinul? Bleu. Atinge și simte-i pielea. Cum are pielea? Moment catifelat, plasticat. Perfect. Este o atingere plăcută. Este exact ca și cum ți-ar vine mâna pe tot corpul lui. Mergeți acum și jucați-vă împreună cum vreți. Pentru câteva momente. Să-mi spui ce faceți. Parcă am ajuns la o margine și mi-arată ceva, o energie albă. Super, mergi și atinge acea energie albă și simte vibrațiile. Nu știu, pare ca destin. Sticla așa lucește. Perfect, poți să atingi? Da, Atinge. se luminează mult mai tare în momentul în care o ating. Perfect. Spune-mi în continuare ce se întâmplă, te rog. Și-a schimbat forma delfinul. Ce formă avea? Parcă este o entitate tip omenească. Atinge acea entitate, citește informația ADN și vezi ce om sau ce uman este. Are o strălucire foarte puternică, este un bărbat Perfect. cu părul un picuț mai lung. Super. Ce culoare are părul? Alb auriu, dar mai mult alb. Cum se numește acest bărbat, această entitate? Liloar. Liloar. Mă las vorbesc cu el? Da. Liloar, mă auzi? Da. Cine ești tu și sau ce ești tu? O ființă de energie. Super.
Unde ai venit? În Calea Monii? Sau de ce ai venit în Calea Monii? Eram în acea energie Care imagine? roz. Cui aparține acea energie roz? Este o energie pentru o anumită vibrație. Ce tip de vibrație? Sau care este valoarea acestei vibrații? Cincizeci și șase de mii 438. Are o anumită semnificație această vibrație 56.438? Da. Ce semnifică? Blândețe. Iubire necondiționată, protecție. Toate aceste reprezentări sunt din punct de vedere uman sau din punct de vedere al tău, ca și Uman. uman? Bun, perfect. Mulțumesc mult, Lilua. Lasă-mă cu Mona. Mona? Da. Te simți bine? Da. Care este nivelul de vibrație al tău? O sută 130.000. Revino, te rog frumos, acum în prezent, în locul de unde îți vorbesc eu. Da. Perfect. Iar acum o să număr de la 1 la 3. Iar la 3 vei trage aer în piept, îl vei expira, vei deschide ochii și vei fi aici în momentul prezent de unde îți vorbesc eu. 1, 2, 3. Deschide ochii. Hello. Doamne, știi cum sunt, Dragoș, aceste mini-sesiuni foarte galopante și foarte profunde. Păi exact așa trebuie să fie. De ce? În primul rând, detaliile de cele mai multe ori încurcă, sau mai bine zis, detaliile lungi. Eu, practic, acum am vrut să demonstrez că o hipnoză se poate face fără transă. Că așa puteam să te duc pe unde vrei tu, peste tot. Și sunt profunde, pentru că, cum să zic, deci până acum, uite, de exemplu, tehnica asta, nimeni nu a rezistat la ea. Dar Deci, îți revii foarte greu, să știi, adică în sensul că încă parcă păi, mamă, corpul știi de ce? e Pentru că eu, acolo. deci eu te ridic încet, 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 te Va! culci și după aia Și la 1, apoi pe 2, pământ. 3. Da, să știi că da. Deci, în momentul în care mi-ai spus să revin în prezent, deodată energiile se distorsionau, se contorsionau, se. Păi, de mine, zic, Dumnezeule, iar mă întorc aici. Zic, ce bine era acolo. E Da, e foarte profundă.
foarte profundă și e galopantă. Să știi, e ca cel puțin emoțional, energetic, o simți foarte galopantă. Eu cel puțin așa o simt. Perfect. Foarte puternică. Vai, Doamne! Deci asta a fost un tip de inducție fără trans. Acum o să facem una cu transă, la care trebuie să vorbesc foarte repede. Aoleu, da? Eu am observat că mă duc într-o parte, uite așa, zic, hai de mine, zic, mă vede lumea, zice că am băut azi. Ok, ha. Gura lumii niciodată nu astupe, așa că stai liniștită. Da, așa e. O, Doamne, dar ce profund. Poftim? Nu te aud. Profund ești tu. Ceva. Cum? Deci e altceva, m-auzi? Da, 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 te aud. E altceva față de ce am făcut noi până acum. E hipnoză 100%. Aoleu, mama mia! Măi, fai! Deci aia era, cum adică, dar așa era altă. Eu cel puțin eram plecată. Da, corect, dar nu, aici ai de ce vorbesc după profunzime. Da, nu, e păi, deci nu poți să-ți imaginezi, adică știi, nu trebuie să spun, dar e groasă rău, vorba rău, bunule. E puternică, e foarte puternică, e foarte profundă. Ok, hai. Doamne, nu știu, am senzația că mă duc într-o parte, am senzația că... Ok. Bun. Asta e o... Hai să luăm o pauză de 2 minute. Absolut. Stau, liniștită. Ok. Bun. Și acum o să facem o hipnoză cu trans. Bun, Mona. Iarăși nu mai trecem peste partea cu ochelarii, că sunt... Absolut. Știu. Acceptul tău îl am. Absolut. Absolut. Inspiră aer în piept și expiră. Iar în momentul când ai expirat, absolut toate problemele tale au dispărut. Acum, focalizează-ți rău frumos atenția la nivelul ochilor și relaxează-i total. Relaxează-ți ochii până în momentul sau până în punctul în care nu mai poți să-i miști. E ca și cum nu ai putea să-i deschizi. Când știi că ai atins acel punct, menține acea relaxare completă și totală, menține. Încearcă să vezi acum dacă poți să deschizi ochii. Nu. No. Perfect. E suficient, nu mai testa. Excelent. Acum dă voie acestei relaxări să coboare din creștetul capului și să extindă în tot corpul tău, de la ochi, prin mâini, prin piept, prin burtă, prin picioare, până la degetele picioarelor. Ești perfect relaxat cu fiecare respirație a ta. Foarte bine. În câteva clipe eu o să număr de la 1 la 3, iar când ajung la 3, deschizi ochii și în acest loc, în acest moment, dublezi relaxarea pe care o simți acum. Trebuie doar să vrei acest lucru și este foarte simplu să obții aceasta. Foarte bine. O să număr de la 1 la 3. 1, 2, 3. Foarte bine, excelent. Ești de 2 ori mai relaxată. Simți cum această relaxare curge prin corpul tău foarte adânc și foarte profund. Acum o să număr iarăși de la 1 la 3, iar tu vei tripla această relaxare numai de vreme de când eu voi rosti cifra 3. 1, 2, 3. Excelent, perfect. Simți această relaxare cum îți cuprinde tot corpul. Te învăluie în relaxare. Iar acum o să mai număr o dată de la 1 la 3, iar la 3 și numai devreme vei observa cum această relaxare va fi de 5 ori mai puternică.
1, 2, 3. Trăiește acest moment, simte, lasă-te să fii cuprinsă de această stare de liniște și pace. Ești perfect relaxat. Acum, îți vei ridica foarte ușor și foarte puțin mâna dreaptă și îi vei da drumul. În momentul când îi vei da drumul și mâna ta dreaptă va atinge piciorul tău, vei fi de 10 ori mai relaxat. Ridică ușor mâna și dă-i drumul. Ești de 10 ori mai relaxat. Excelent! Super! Acum ai obținut relaxarea fizică totală. Mergem mai departe și trecem la relaxarea mentală. În câteva clipe o să număr de la 100 la 1 și cu fiecare cuvânt, cu fiecare cifră rostită, vei dubla starea ta de relaxare. Vei dubla această stare de relaxare și când ajungi deja la 97, toate cifrele din capul tău vor dispărea. 100. 100. Dublează starea ta de relaxare. Nouăzeci și nouă. Lasă toate numerele să depărteze. Încet, încet vor dispărea unul câte unul. 98. Triplează această stare de relaxare. Elimină absolut toate numerele. Au dispărut? Da. Perfect. Acum, o să-ți creezi trei nivele de relaxare. Nivelul A, nivelul B, nivelul C. Creează în fața ta o scară care este infinită. Și începi să cobori pe acea scară. Coboară în interiorul tău, coboară acolo unde numai tu poți să ajungi. Coboară nivelul A și spunem cum este. Am câteva atunci negre opțiuni. Oricât de relaxată vei fi, vei putea să-mi asculți toate sugestiile și comenzile. Coboară în continuare și mai adânc, și mai adânc. Coboară spre nivelul B. Și de cum ai ajuns acolo, starea ta de relaxare se criplează. Ești foarte relaxat. Bun. Coboară acum în ultimul nivel. Ai ajuns la nivelul C. Acolo este relaxarea ta profundă. Nimeni nu te poate deranja, nimeni nu te poate pâzi. Ești doar tu cu tine însăți. Tu și relaxarea. Atât o lași să-ți scurgă prin tot corpul, din creștetul capului până în vârful picioarelor. Ești perfect relaxat. Simți toată acea beatitudine care te învăluie.
Cum te simți, Mona? Liniștit. Excelent. Perfect. Acum vreau să ridici în sus brațul drept și să-l ții ridicat. Gândește-te că brațul tău drept este ca o bară de oțel care stă în poziția aceea fără nici cel mai mic efort. Doar stă în sus, iar tu ești complet relaxat. Cum te simți? Relaxat. Dacă tu vrei, în toată această relaxare, mergi undeva într-un loc pe care îl iubești tu. Ai ajuns în acel loc? Da. Unde este acest loc? Este locul tău secret sau poți să mi-l spui și mie? Pe vârful muntelui Ceahlă. Perfect. Și ce faci acolo? Privesc norii. Cum sunt norii? Cum este Sunt acolo? deasupra lor. Super. Poți să-i atingi cu mâna? Da. Cum sunt? Pufoși, calzi, reci? Reci, pufoși. Este un sentiment plăcut. Divin. Mai este cineva cu tine acolo sau e singur? Singură. Perfect. Acum, Mona, vreau să ridici și brațul ailalt și să-l ții în aer. Și să simți în continuare relaxarea profundă care te cuprinde acolo unde ești tu, între norișori. Excelent. Perfect. Continuă și spune ce faci acolo în acei norișori. Aștept. Ce aștept? Să vină cineva. Aștept să vină acest cineva. O 149 de ani. Excelent. Cine este acest cineva? Pe cine aștept să vină? Un bărbat. L-ai mai cunoscut pe acest bărbat? Un dac. Care este numele acestui dac? Pavel. A venit acum să se întâlnească cu tine sau trebuie să-l mai aștept? Este în fața mea. Perfect. Mai las să vorbesc cu el.
Da. Avem mouse. Da. Salutare. Cum te simți? Bine. Perfect. De ce te așteptam, Mona? Să-i arăt de unde ies. De unde ești tu? Sau de unde este ea? De un... Nu, de unde ies eu. De unde ești tu? Dintr-o crăpătură energetică. Acea crăpătură energetică, ce este pentru tine? Este un portal? Da. Perfect. Și de ce trebuia să știe Mona de unde ești tu? Vroia să știe de altcineva. De cine vrea să știe? De o femeie. Cine a fost acea femeie pentru Mona? Ce a însemnat pentru tine? Mama. Cheamă-te, rog, să vină acea femeie în fața voastră. Poți să faci acest lucru? Este în fața voastră. Ok, lasă-mă cu Mona. Mona. Relaxează-te și focusează-ți toată atenția pe privirea ta interioară. Focusează-ți toată atenția și lasă-te calm. Perfect. Excelent. Te simți bine? Perfect. Acum, lasă-te rog mâinile în jos, amândouă. Focusează-te pe privire. Focusează-te pe privire. Perfect. Calmează-te. Excelent. Ești calmă. Ne putem întoarce înapoi la scena prima dată? Da. Ok. Descrie-o, te rog. Cum arată mama ta? Are 56 de ani. Are haine maro. Bluza este albă. Excelent. Cum se numește tata? Are pe cap Ana. Mă las să vorbesc cu el. Da. Ana, mă auzi? Da. Cum te simți? Liniștită. Excelent. Vrei să-i transmiți ceva, Monei? O așteptăm. Ok. Toate la momentul oportun. Momentan, ea nu și-a terminat misiunea aici, dar dacă o așteptați, atunci este un lucru bun. Lasă-mă cu Mona. Mona. Da. Toată acea dragoste care o simți, ia-o cu tine, păstrează-o în tine. Este dragostea ta și doar a ta. Da.
Gândește-te că această dragoste este în sufletul tău. De fiecare dată când vrei să retrăiești această dragoste intensă, trebuie doar să-ți pui mâna pe piept și să-ți amintești. Da. Acum ia această dragoste cu tine, mulțumește-i și lui Pavel și la Ana. Iei toată această dragoste cu tine și revii încet, încet în timpul prezent unde îți vorbesc eu. Când ai revenit complet să-mi spui, în câteva clipe voi începe să număr de la 1 la 3 și cu fiecare cifră pe care o rostesc, revii ușor, gradat, aducând cu tine toate transformările pe care le-ai obținut și realizat astăzi. Cu fiecare cifră pe care o rostesc, revii tot mai mult, astfel încât atunci când ajung la 3, ai revenit complet în starea normală de veghe, la starea de zi cu zi, simțindu-te absolut fantastică, simțindu-te plină de viață, de forță și de reușită, cu o mare bucurie în suflet și în stare de fericire. 1. Revin acum gradat aici și acum. 2. Simți brațele tale, picioarele tale, simți tot corpul, simți cum îți curge sângele prin corp și revenind din ce în ce mai mult, la următorul număr, tragi aer în piept și când ești pregătită, deschizi ochii și deschizi mintea către o lume nouă, către o moră nouă și vezi cât de bine te simți. 3. Ai revenit complet. Bine, aici recomandarea este tot timpul să ai niște șervețele lângă tine. Oh, Doamne, dar astea șocuri emoționale. Doamne, dar așa ceva eu n-am trăit în viața mea. Doamne, Maica Ai Domnului. realizat că ai stat așa? Da, dar nu mă durea nimic. Dar eu nu mai simțeam Corect, corpul. corect. Asta se numește, sau să zic, o tehnica SD. Și sunt anumite procedee de verificare. Deci eu dacă eram lângă tine acolo, primul procedeu era să te ciup de mână. Și îți garantez eu că puteam Da? și cu cleștele să te prind, să te tai și nu simțeai. Așa, Absolut nimic. după aceea, a doua chestie de verificare este, bine, eu nu vreau să este cum să stai așa. Mi se pare o poziție criminală. Dar, de fapt, știi, niciodată nu o să te doară, nu o să te doară brațele când stai așa, pentru că, cum să mă exprim, când ești în hipnoză, eu practic comunic cu subconștientul tău, iar sub tu ții brațele așa, pentru că subconștientul, pardon, dă comanda mușchilor netezi, care sunt Să știi că controlați de nu el. te văd bine, Dragoș, nu te văd bine, deși ești burat rău tare. Dar nu știu de ce.
Deci nu te văd bine deloc. Deci tot parcă te burez singur. Dar nu contează. Și sunetul îl aud distorsionat, așa, imagine. Sper să se fie înregistrat bine. Așa, okay. Că de fapt, cum să spun, deci poți să stai așa cu mâinile și cu picioarele. Asta înseamnă catalepsia brațelor. E fenomenal, crede-mă. Tu ai făcut asta? Ai putut să faci asta? Ai intrat? În transa asta? Nu. Omule, e fenomenal, crede-mă. Okay, și gândește că cea mai tare, cum să spun, metodă de verificare sau ultima... Am auzit un pocnet. Ce ai făcut? Asta am făcut. De ce? E o metodă de verificare ca să văd dacă chiar ești adânc în trans. Ah, da, eu am auzit-o, dar n-am reacționat. Deci dacă, păi, asta e și ideea, dacă o auzi, dar nu te deranjează, dacă... Absolut dacă deloc. Dacă te speriai, atunci nu... Trebuia să te bag și mai adânc, dar la tine nu. E ok. Nu trebuie să-mi bag capul prea mult. Dar asta este o hipnoză individuală, Dragoș. Deci tu trebuie să o faci pentru persoana respectivă. Deci eu n-aș putea, cred că, să o fac pentru altcineva? Sau cum e? Cum e cu chestia asta? Nu știu, nu m-am gândit, dar știi cum e cel mai ok, cum să spun, ar fi să o facă, deci genul ăsta, tehnica asta, să o facă fiecare ca să o exact, să o trăiască. Exact! Exact. De exemplu, dacă exact. Fac cu tine 100 de hipnoze, tu deja te obișnuiești, nu? Da, ideea e, sau impactul. Da, ideea e ca să vadă și ei, să trăiască și experiența. Dacă vor bine, dacă nu îi oblig. E fenomenal. Deci crede-mă că este fenomenal. E ceva... Nu. Deci eu așa ceva n-am trăit niciodată. Gândește-te, Mona, că ăsta a fost modulul 1. Gândește-te ce învățăm la modulul 2. Deci dacă ți se pare chestia asta fenomenală, eu zic că te are în creieraș și Eugen și Angela, deci ai rămâne șocat. Deci chiar sunt tari, cum să zic. Super oameni! Da, să știi. Deci dezinvolți. Nu știu. Da, am văzut că ei zâmbesc tot timpul. Cred că sunt primii oameni cu adevărat liberi pe care i-am întâlnit. Deci n-au nicio treabă. Bine, nu că n-au nicio treabă că dau în casă, dar pur și simplu, nu știu. Nu, exact, am înțeles. Se bucură de viață, ca să mă înscriu. Exact. De-abia știu. Am găsit eu un secret ceva acolo, da. Dar zi-mi un pic, eu cu ce... nu știu cum să pun întrebarea. Sub ce formă ai putea tu să mă hipnotizezi să ajut pe altcineva? Sau cum ar fi? Sau nu știu. Nu înțeleg întrebarea. Deci, de exemplu, da. Ca și până, deci, gândește-te că ceea ce făceam înainte era o tehnică... Rudimentară, să zicem. Nu neapărat rudimentară, pentru că în fond și la urmă poți să-ți dezvolți singur o tehnică de hipnoză. Ideea este de profunzime. Deci, exact. E fenomenal, deci ce ai făcut tu cu mine acum ajut. Deci nu știu că... În felul următor. Dacă se să știi că nu se vede absolut. Da, așa, A, B, C, D, da, ok. Înainte prin metoda aia, să zicem, ajungeam la o transă pe la A, B. Acum ne ducem deja sub D. Păi, Dragoș, să știi că e foarte profundă. Este foarte, foarte profundă. Gândește-te că tehnica asta SDL este recomandată pentru femeile însărcinate. Deci faci chestia asta, mă abțin. Și vorbești cu bebe? Nu. Sau cum? Deci vine la mine. De fapt, nu, eu nu vine la mine, că încă nu o stăpânesc bine. Se duc la Eugen. Îi face hipnoza asta, iar în momentul când bi se rupe apa, se duce frumos, vorba aia, naște fără dureri, fumează, exact. Bea, n-are nicio treabă, scoate copilul, îl naște. Deci anulezi niște stimuli, să înțeleg. Da. Practic, cam asta ar fi. Deci, practic, știi cum, de la jumatea burții în jos, ești amorțit. Da, deci eu le simțeam picioarele când am pus mâinile pe... Ce-am spus că-s vânătă, nu-s murdar, m-am lovit. Când am pus mâinile pe picioare, deci nu le simțeam. Pur și simplu, picioarele nu le simțeam. Foarte, nu știu cum, ceva. Simțeam ceva, da. Dar nu ca picioare. Tehnica SDL se mai numește și
tehnica comă hipnotică. Prin asta se fac și operațiile. Adică vine, stai piciorul, tu te uiți, da, taie. Wow! Deci cel puțin când am văzut, eram sus la poalele, am dat cum se cheamă, vârfului Toaca, acolo sus pe Ceahlău, și vedeam norii, că norii sunt la baza Ceahlăului și mai pus să-i ating, dar o fracțiune de secundă, să știi că m-am gândit, deci eu norii aia am văzut reali, dar erau departe, îți dai seama, nu puteai să te arunci în ei, era ca o pătru dintr-aia pufoasă, Doamne, superb. Și mai pot să-l ating, știi? Într-adevăr, acum zic, băi, nu-s calzi, sunt reci, știi? Și umezi așa, fain, pufoși, ok. Ei, la un moment dat, nu știu, mi-a apărut un crepetu. O chestie foarte... Nu te aud. Auzi? Da. Da, ok. Era ceva ca o energie acolo deasupra norilor și deodată văd o crăpătură și mintea mea, exact cum am spus, așteptam pe cineva, dar un dac, deci efectiv am văzut un dac cu căciulul de aia maro, cu hani maro, deci era fenomenal. Și am văzut că a ieșit de undeva dintr-o crăpătură și Bun. că face... Dar el mi-a spus, de fapt, pe cine aștept, nu era în mintea mea, era ciudat. Era ciudat, deci el mi-a spus că aștept o femeie. Măi, și când am văzut femeia aia, deci... Mai Pe început să plâng. loc! Deci... Doamne, deci e fenomenal! Nu, e fenomenal, crede-mă, n-am cuvinte să spun, Dragoș. Trebuie să o încerci și tu. Neapărat trebuie să o încerci și tu. Am încercat am una singur. Și cum, ce ți E s-a părut? Sau ok. unde ai dus? Da. Ai Nu ți se cui? pare nimic. Da. M-am Uai, obișnuit sa... cu ele. Da, Doamne, e fenomenal. Doamne, Doamne, Dumnezeule. Da, ce mai probăm? Sau ce mai facem? În seara asta avem pe Da, cineva? N-avem? în seara asta avem. Avem Și cum o... facem? Adică, tot Este... așa... Mona. Schimbăm tehnica. Ah, bun! Crezi că acolo când erai norișor nu puteam să spun mergi și conectează-te mental cu X? Ah, da? Super, super. Doamne, deci te ador. Te ador pentru ceea ce mă faci să simt. Deci, nu, n-am. Ți-am zis, un concediu, e mic copil.